Vântul bate nu chiar tare. Astăzi este zi cu soare. Gura mie puțin uscată, astăzi iarăși sunt în rol de tate. Cu colegul meu alături, domnul Noa Bolocan, care este de acord foarte tăcut în ultima vreme. De 12 luni aproape ne cunoaștem. Niciun cuvânt, niciun mulțumesc, niciun bună ziua. Da, iarăși, asta e treaba, mai răbdăm. Mai scurt, deși noi astăzi vouă vrem să vă atragem atenția ochilor și a urechilor. Și nu doar vouă, dar poate chiar în mod special unui domn anume, domnul Andrei Năstase. Noroc! Dacă ne aude, dacă ne vede, salut, dați cu like-ul, dați cu comentariu. Mai scurt, vreau să vă postez cu o istorie. Parcă nu e nic special, știi? Dar ia uitați-vă și scrie pe gard. Centru de creațion. De aici, bientôt ici. Centru de creație în curând aici. Din localitatea, în satul ăsta unde eu trăiesc, se va construi în curând un centru de creație. Și iarăși nu-i mare lucru din erare. Canada, pe de țară, bogată, are multe gâște și gaz, respectiv își permite să construiască centre de creație în comunitate, că centrul de creație comunitar în așarul de la primărie. Dar partea interesantă în tata asta, și deși eu vreau la Andrei Năstase să gresc, e că acest centru de creație este construit pe teritoriul unei și în clădirea unei foste biserici, domnule Andrei Năstase. Primăria, împreună cu parohiile, cum se mai cheamă, a observat că, băi, stă clădirea, stă parcul în jur, stă o zonă unde poți să faci expoziții de pictură. Deși să nu-l dăm comunității. Stai, Noa, eu înțeleg și tu protestezi. Deși să nu-l dăm comunității, deși să nu-l jertim la artă, la teatru. Hai să facem asta, pentru că tot mai puțin și mai puțin oameni sunt clienții bisericilor și tot mai mulți și mai mulți oameni vor deveni clienții artelor. Și că eu asta văd. Știi, când mă gândesc la cuvântul schimbare, eu asta văd. Un centru de creație în locul unei biserici. Dar cineva vine la putere și se gândește că schimbarea asta e crușoi, mă, perete, spune-mi. Demonstrăm hâzi și ceva omul a demonstrat. Dar e că nu se știe până la capăt și câte suflete au încălzit. Dar să sperăm, să sperăm că asta va duce numai la ghini. Un Iisus și o cruce la Ministerul Afacerilor Interne. Ne așteptăm la zimbri jii în interior, la un dinte de cal care simbolizează belșugul și o inscripție mare care se scrie Patria. Patrie și cratimă ea, pentru că ea e femeie și Moldova e femeia noastră care pe noi ca mama putea să ne-a priutit și la sânul ei ne-a hrănit cu lapte dulce de capră. Așa că, dragi prieteni, în contextul mini-campaniei pe care am lăsat-o anterior, ar fi bine și la noi așa ceva? Ce zici să-i sugerăm lui Andrei Năstase că ar fi bine și la noi așa ceva? Dacă vezi o clădire de biserică, ar să gândești cumva să o reprofilezi. Eu înțeleg că Moldova e periculos să spui că la o biserică tot mai puțin în lume merge. Știi, că cum să lași un business să moară? A vdrug e că îți găsești o asemenea biserică în toată Republica Moldova, unde spate în loc de biserică de făcut bibliotecă, centru de creație, teatru din nord, un local artelor, ca găvriță. Și ziceți, e posibil? Eu cred că e posibil. Nu acum, nu în curând, dar ca cândva e posibil. Cum s-ar zice, amul din toată biserica asta au rămas numai îngerașii ăștia mitei care se roagă la Deva Maria. Te rog frumos, nu ne ține aici, am frig, în Canada ninge și înghețăm. Du-ne la centru de creație. Vă duc, băieței. Numai autoritățile se decide. V-am cuprins și iarăși reiterez, dacă voi vedeți prin municipalitățile, locurile, satele, țările, planetele unde locuiți, ceva care ar fi destoinic să fie arătat așa, cu bună intenție, fără recredință autorităților din Republica Moldova, folosiți resursele pe care le aveți, filmați un videosic și folosiți hashtag-ul ar fi bine si la noi, ar fi bine si la noi asa ceva, ca cumva să ne găsim mai ușor și eventual să facem și o compilație. V-am pupat, v-am cuprins, mă duc acasă, cum s-ar zice, la grădiniță. Truba, zavion, pa-pa! Prieteni, vă mulțumesc că ați asistat la acest proces și vă urez tuturor o zi cât se poate de frumoasă și de mâine încolo, noroc! Noroc însemnând muncă, muncă și iar muncă. Mulțumesc frumos!